Bun găsit la jurnalul TV Sud. Este oficial stare de alertă epidemică în România după ce au explodat cazurile de gripă. Anunțul a fost făcut în această după-amiază de ministrul Sănătății Alexandru Rafila. Acesta vine și cu recomandări pentru populație. Ministrul Sănătății Alexandru Rafila a anunțat astăzi într-o conferință de presă stare de alertă epidemică în țara noastră. În cazul elevilor, ministrul recomandă purtarea măștii și triaj medical. Responsabilii sunt îngrijorați pentru ce va urma. Este posibil ca în acest sezon gripal vârful acestor infecții să fie atins în intervalul 15 ianuarie-10 februarie, după care va urma o scădere a numărului de cazuri de viroze respiratorii, inclusiv de gripă, a declarat Alexandru Rafila. Sfârșit tragic pentru un tânăr de 30 de ani din Gorj. Acesta a decis să-și încheie socotelile cu viața, fiind găsit de oamenii legii spânzurat în munți. Bărbatul nu mai fusese văzut din 2 ianuarie și a fost dat dispărut ieri de către rude. După ce rudele au alertat autoritățile, tânărul a fost găsit mort de către Salva Montinști în localitatea Pleșa din orașul Bumbești-Jiu, la o distanță de aproximativ un kilometru de locuință, într-o zonă împădurită. Da, am fost chemat ca resursă de sprijin de către poliție. Aveau sesizat un caz de dispariția unei persoane de la domiciliu și în căutările pe care le-am început astăzi de dimineață, colegii mei au găsit undeva în apropierea locuinței, în zona carierei de piatră, persoana respectivă care era decedată în urma unui suicid. După efectuarea cercetărilor, salvamontiștii vor recupera trupul neînsuflețit de pe munte și îl vor coborî la baza muntelui, unde va fi preluat de cei de la IML. Trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Gorj în vederea efectuării necropsiei. Scandal cu poliția la ușa primăriei din Albeni. Primarul anchetat pentru corupție a primit acceptul judecătorilor să se întoarcă la muncă, doar că are interdicție să discute cu 13 din cei 16 angajați. De aici un adevărat scandal ce a culminat cu sosirea polițiștilor. Care spune direct, indirect, nu trebuie să apropie, nu trebuie să facă adunări publice. E primar, cum a reușit de a e primar, nu știu. Eu sunteți un anunțător, cum a lui veni aici și gata, îți fac oamenii de reprimă. Da, domnul primar a venit la serviciu pe baza documentelor, cu toate în regulă. Și nu a fost lăsat să intre în primărie? Absolut, absolut. Nu l-a șicanat nimeni, nu șicane pe nimeni el ca primar. Ei, domnule, că nici nu aveau voie, printre care poliția stă înăuntru, le ia declarații la cei mafioși, Caracatița, din Albeni. Funcționarii au alertat autoritățile atunci când au văzut că primarul a venit însoțit de susținători în primărie. Două echipaje de poliție au păzit instituția, în timp ce salariații au dat declarații oamenilor legii. Da, eu am sunat. Da, din cauza cetățenilor, că fac presiune asupra noastră angajaților, da, puși de domnul primar Stan, da, fac presiune asupra noastră ca noi să ne retragem plângerea care am făcut-o, denunțul față de dumneavoastră. Și-a anunțat de ieri venirea, adică întrerupând concediul de odihnă, dar în incinta instituției, dânsul în această dimineață nu a intrat, dar în schimb a trimis foarte multe persoane care s-au adresat, unii dintre ei chiar agresiv, aș putea să spun, pentru că nu îi respectăm, pentru că nu le acceptăm până la urmă pe domnul Stan. Da. Cu mine personal nu și cu încă 12 colegi de-ai mei, dânsul nu poate să ia legătura, pentru că suntem martori în procesul penal pe care l-a avut dânsul. Anchetatorii au interzis anterior să mai meargă la birou, iar după apel s-a revenit la decizie. La data de 5 ianuarie anul în curs, poliția orașului Târgu Cărbunești a fost sesizată prin apelul unic de urgență de către un bărbat din localitatea Albeni cu privire la faptul că fostul primar al localității, aflat în control judiciar, s-a deplasat la sediul instituției publice, deși îi este interzis să ia legătura cu angajații, martori în cauza în care acesta este cercetat. Polițiștii efectuează verificări cu privire la respectarea obligațiilor de către bărbat, urmând ca la finalizarea acestora să formuleze propuneri legale.
Prefectura Gor susține că în momentul de față la primăria Albenii riscă să se producă un blocaj administrativ. Cristina Cilibiu așteaptă ca instanța să clarifice situația. Situația este într-adevăr delicată pentru că în data de 12-12-a Tribunalul Gorj a dat o hotărâre prin care dânsul a fost plasat din arest la domiciliu sub control judiciar cu interdicția de a lua legătura cu martorii direct sau indirect. Acei martori sunt în procent destul de mare angajați ai primăriei Albenii. Dar totodată s-a primit o hotărâre prin care poate să-și exercite atribuțiile funcției de primar. Cum se va întâmpla lucrul acesta, nici noi nu știm să-l clarificăm. Ideal a fost în momentul în care dânsul a intrat în concediu, pentru că era înlocuitor de drept viceprimarul, nu se crea un blocaj administrativ. În momentul de față rămâne de văzut exact care va fi situația. Într-adevăr, de astăzi trebuia să se întoarcă la birou. Dânsul nu are o interdicție în a intra în primărie, cum nici ceilalți nu au interdicție de a intra în primărie, numai că direct sau indirect nu au dreptul să ia legătura. Și atunci, cel mai probabil, există această situație în care să se blocheze lucrurile, să fie un blocaj administrativ, ceea ce nu ne dorim să se întâmple. Primarul din Albenia a fost acuzat că a cerut șpagă 12.000 de lei ca să angajeze un buldozerist. Domnul Stan Silvioneț a întors o hotărâre judecătorească în care i-a dat dreptul de muncă, fiind în conflict cu noi, cu 14 angajați. Hai. Adică toți suntem martori în dosarul penal care dumnealui a și făcut 6 luni de arest. 3 la domiciliu și 3 la poliție. Și s-a dat drept de muncă, adică să devină primar. Dar să respecte anumitele măsuri, să nu ia direct sau indirect vreo legătură cu martorii. La ce distanță trebuie să stai de dumneavoastră? Nu are distanță, poate și spate în spate, dar să nu ia direct sau indirect. Adică să nu pună nici persoane, nici dumnealui să facă presiune asupra noastră. Eu sunt denunțător. Domnul primar Stan mi-a luat o sumă de bani când m-a angajat și l-am denunțat. Pur și simplu. 120 de milioane. Să mă angajeze ca muncitor în cadrul primăriei Albenii. Stan a fost și reținut pentru abuz în serviciu și a fost implicat în mai multe scandaluri. Inspirat de la vărul lui, un alt tânăr din Gorj a fost reținut după ce s-a filmat cu un pistol în mână și a amenințat că îl folosește. Deși totul a fost un pamflet, iar arma era de jucărie, gorjanul a fost săltat de polițiști și dus în arest. Revoltat de faptul că vărul său a ajuns după gratii după ce s-a filmat trăgând cu un pistol în aer, bărbatul de 36 de ani din Bustuchin a făcut același lucru. S-a filmat cu arma la purtător și a amenințat că își împușcă dușmanii imaginari. Așa vă împușc pe toți. Așa vă împușc pe toți. Deși credea că scapă, deoarece a folosit o pușcă de jucărie, amenințarea transmisă în spațiul public l-a transformat și pe el într-o țintă pentru anchetatori. În urma verificărilor efectuate, a rezultat că arma este de jucărie, nefiind supusă autorizării. Filmarea postată de bărbat a fost realizată ca răspuns la clipul video publicat de vărul său în ziua precedentă. În cauză sunt efectuate cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de tulburare a ordinii și liniștii publice. Organele de urmărire penală au dispus reunirea cauzei cu alte două dosare penale aflate în lucru, în cadrul cărora se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere, două fapte, și tulburarea ordinii și liniștii publice. În urma administrării probatoriului, polițiștii au luat măsura reținerii pentru 24 de ore a bărbatului, fiind introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj. Alții doi tineri din localitatea Bustuchin au fost reținuți pentru 24 de ore după ce s-au lăudat pe Facebook cu un pistol. În timp ce unul trage cu pistolul, altul îl filmează. Spitalele rămân fără medici după ce multe cadre medicale se pensionează din cauza vârstei înaintate. În primele zile ale anului, cel mai mare spital din județul Gorj a pierdut dintr-un foc 4 medici care au ieșit la pensie. Aceștia au 10 de ani vechime la spitalul public din municipiul Târgu Jiu. Este vorba despre 4 medici angajați la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu. Cadrele medicale au decis să se retragă din activitate după 10 de ani de muncă în această unitate medicală. 4 medici ai Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu s-au pensionat la începutul acestui an. Astfel, medicul șef Vasile Mălăiuș de la secția gastroenterologie, medicul Angela Viorela Flitan de la cabinetul de planning familial din cadrul ambulatorului integrat, doamna doctor Iulia Fometescu, medic primar-oncolog, dar și medicul chirurg
Grigore Udrescu. Din fericire, activitatea spitalului public din municipiul Târgu Jiu nu a fost afectată. Prin pensionarea medicilor nu s-a creat deficit de personal, activitatea pe secții fiind asigurată de personalul medical existent. În schimb, în perioada următoare, Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu va scoate la concurs posturile vacante. Coșmarul facturilor uriașe pare să lovească din plin și serviciul de ambulanță din cauza aparaturii medicale mare consumatoare de curent. Pentru a face față cheltuielilor cu energia, directorul instituției strânge cureaua. Luminile stau stinse în unitate, becurile au fost înlocuite, iar acum se caută finanțare pentru montarea panourilor fotovoltaice. Totul pentru a reduce factura la curent. Criza facturilor la energie i-a îngenunchiat nu numai pe gorjeni, ci și pe managerii de instituții care caută soluții pentru a diminua costurile. Serviciul Județean de Ambulanță Goj a plătit o sumă colosală la curent, așa că managerul a decis montarea de panouri fotovoltaice. Tiberiu Tătaru a declarat că dacă nu va găsi o sursă de finanțare, investiția va fi realizată cu bani proprii. Facturile la utilități sunt foarte mari. Și aici aș da un exemplu, doar în ultima lună factura la curentul electric a depășit suma de 10.000 de lei pe lună. Motiv pentru care conducerea acestei instituții s-a gândit foarte serios la implementarea unui proiect de montare a panourilor fotovoltaice, pentru că factura de peste 100 de milioane pentru o instituție care e relativ mică, instituția noastră, mi se pare o factură foarte mare și soluția ar fi aceea de montare a panourilor fotovoltaice. Am căutat deja diferite axe de finanțare, am găsit până acum două, urmează să se lanseze și ghidurile de finanțare și intenționăm să aplicăm pentru acest lucru. În eventualitatea că nu vom reuși să achiziționăm prin fonduri nerambursabile, luăm în calcul și ideea de montare pe bani proprii a instituției noastre, pentru că pe termen lung, aceasta este o investiție profitabilă care va scădea categoric sumele pe care noi le plătim lunar și banii aceia ar rămâne pentru investiții în alt sector. Ambulanța Goj a luat și alte măsuri de reducere a facturilor. Recomandările pe care le-am primit cu toții în instituțiile publice de a reduce temperatura de confort au fost luate și la nivelul Serviciului Județean de Ambulanță Goj, lucru pe care îl facem. Totodată încercăm și cred eu că reușim să înlocuim în perioada imediat următoare toate corpurile de iluminat cu LED-uri care sunt mult mai economice și totodată încercăm să ținem luminile mai puțin aprinse în locurile în care nu este neapărat necesar acest lucru. Alte măsuri deocamdată nu am identificat la nivelul instituției noastre, fiind o instituție care necesită un ritm continuu și permanent. Dar bineînțeles că ne gândim, pentru că suntem cu toții interesați de reducerea cheltuielilor, care trebuie să reprezinte un deziderat pentru toți managerii din ziua de astăzi, datorită creșterilor galopante ale prețurilor la utilități. Tot mai multe instituții au decis să se alimenteze cu energie de la soare, în condițiile în care facturile aproape s-au dublat. O administrație publică din județul Gorj a încheiat anul cum nu se poate mai bine. În timp ce foarte mulți primari se plâng că au pășit în acest an cu datorii, primăria Bălești a rămas cu bani în viseria instituției. Autoritățile locale vor cheltui excedentul bugetar pentru dezvoltarea localității. Primarii gorjeni, care au știut să administreze responsabil finanțele, au rămas cu bani în plus la bugetul local după ce au tras linie la sfârșitul anului trecut. Am închis anul bugetar financiar anul 2022 foarte bine. Avem și un excedent bugetar, nu destul de mare, dar bun. Nu că n-am făcut niciun fel de economie, dar, după cum am spus și în alte emisiuni, eu am un principiu, la fiecare an financiar adun echipa, contabilul șef al unității și ne băgăm banii cu prioritate acolo unde trebuie și cu siguranță să nu rămânem descoperiți și nu facem, ca să avem necazuri pe viitor, nu facem cheltuieli fără să fim acoperiți. Excedentul bugetar le este de mare folos în acest an autorităților locale din comuna gorjeană Bălești. În anul ăsta 2023, în luna maximă aprilie, cum am semnat cu Ministerul Dezvoltării, trebuie să închidem lucrarea pe PNDL 2, respectiv înființarea de rețea canalizare pentru satele Tălpășești, Tolojani,
Pornești Găvănești și acei bani ne sunt bineveniți pentru că îi vom folosi la plata cofinanțării din partea OAT-ului la lucrarea respectivă. În schimb, alte primării din Gorj au reușit să-și achite toate datoriile din 2022. Se anunță distracție pe cinste în acest weekend într-o comună de sub munte din județul Gorj. Evenimentul numit sugestiv Bal de Bal este organizat în ziua de Sfântul Ion pentru prima dată în localitate după pandemie. Autoritățile au primit solicitări și se așteaptă să participe sute de cetățeni. Autoritățile din comuna gorjană Polovragi organizează Hora Satului în seara zilei de 7 ianuarie, după ce au primit multe solicitări din partea tinerilor din localitate. Coră populară cu toți sătenii și consătenii, dar și cu vecinii. Dar acum e prima dată după pandemie. E prima dată după pandemie pentru că am avut solicitări de la mai mulți consăteni vis-a-vis de derularea unui asemenea eveniment. Sute de cetățeni din Polovragi, dar și turiști, sunt așteptați să se distreze la căminul cultural din localitate. La eveniment va participa și primarul, care spune că e un moment necesar pentru comunitate. Este o perioadă în care nu e mișcare multă fizică la activitățile agricole conexe și clar că vor căuta să găsească un mod de a-și mirosi energia. Eu de regulă particip la toate balurile și eu sunt un dansator, așa, chiar dacă sunt în vârsta mai... cu o șansă de întâlnire și de socializare. Socializare, în primul rând, pe parametrii aceștia tradiționale. Odată cu ziua de 7 ianuarie, se încheie și perioada sărbătorilor de iarnă, zi în care mii de gorjeni își vor sărbători onomastica. Jurnalul TV Sud a ajuns la final. Eu sunt Loredana Sava și vă mulțumesc pentru atenție. Numai bine!